Aproape paradoxal pentru unii, celebrul compozitor Mihai Alexandru și-a pus pirostriile, a mai fost căsătorit odată, dar de ce acum? Să vedem dacă Mihai este alături de noi, pentru că vreau și eu să vorbesc cu Mihai, pentru că am văzut lume foarte bună, așa cum sunt și colaboratorii și prietenii lui Mihai Alexandru. Am văzut o fotografie cu Nico, am văzut o fotografie în care era și Marcel Pavel. Casă de piatră în Surățelule! Mulțumesc, iubitule! Păi cum veni tocmai acum treaba asta? Păi cum să vină? După 8 ani, tocmai acum, deci trebuia să vină de mult. Și cum te-ai hotărât să se întâmple totuși? Păi știi că ți-am mai spus, noi trebuia să o facem mai de mult, dar din cauza pandemiei am mai prelungit agonia. Agonia care, iată, e cu final fericit acum. Cum a fost la nuntă? Da. Te rog să-mi spui cum a fost la cununie, cum te-ai simțit? Deci a fost o zi perfectă, de dimineață până seara. Stai să-mi dau mai încercă. Te văd bine, te văd bine. Stai acolo, nu fugi. Nu fug, dar mă aud pe mine după. Deci, ca zis, a fost o zi perfectă. De dimineață am avut slujba la biserică, la Biserica Cărămidarii de Sus. O slujbă minunată, cu o corală splendidă, cu cei trei preoți, dintre care face parte și duhovnicul meu, Bartolomeu Bogdan, 93 de ani are. Mulți înainte, Doamne ajută! Apoi, după aceasta, ne-am dus la ambasador, la hotel ambasador, care este un local minunat. Vreau să spun că acolo am beneficiat și de o terasă cu un etaj mai jos, o terasă splendidă unde am făcut și sesiunea foto. La etajul 12 am avut petrecerea, iar la 11 era terasa aceasta, de unde vedeai tot Bucureștiul. Oriunde te uitai, erau numai clădiri, centru vechi, splendid. Foarte frumos. Am văzut imagini, avem imagini oferite de tine. Îl vedem pe Marcel Pavel, pe Nico, pe Luminița Angel, pe Arina Sorescu. S-a furat mireasa? Nu s-a furat mireasa. Îți dai seama, asta a fost o regulă pe care am impus-o, ne-am gândit dinainte. Ar fi fost culmea ca la a treia oară să se fure mireasa și să fiu. Nu mai avem vârsta, în special eu. Da. Dar nunta a fost o nuntă mică, nu prea era loc de așa ceva. Au fost 40 de persoane, 41 pic. Foarte bine. Un salon cochet, micuț, splendid a fost. Am avut niște invitați minunați. Am vrut să fac numai cu prietenii și cu cei apropiați. Ai făcut foarte bine. Am vrut să facem de comun acord, că nu vorbesc în numele nostru. Da. Mihai, trebuie familie. Să facem un material cu voi în calitate de proaspăt căsătoriți, așa că îți propun să facem cu echipa noastră. Asta a fost doar așa un fel de aperitiv, să trecem și noi la fel 1, felul 2 și după aceea tortul. Casă de piatră, te iubim! Te pupăm! Să mulțumesc! Cu drag, Mihai Alexandru, proaspăt căsătorit, tânăr ca întotdeauna. Toate cele bune, ne vedem mâine, urmăriți Focus. Yes.